Sănătatea unei națiuni pleacă de la sănătatea copiilor noștri și doar împreună putem construi un sistem de sănătate care să îndeplinească nevoile legate de sănătatea mentală a copiilor și tinerilor. Aceasta a fost concluzia evenimentului Viitorul se construiește azi, organizat de UNICEF și Guvernul României. Le-am vorbit celor prezenți despre cât de multă nevoie au copiii și tinerii noștri de servicii de sănătate mentală, mai ales că pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și multitudinea de știri false au efecte care au contribuit la instalarea anxietății în rândul multora dintre ei. Am simțit această nevoie atunci când am ajuns în cele 20 de județe ale țării în care s-a desfășurat în această primăvară campania Fără Bariere și după fiecare eveniment, au fost tineri care au venit și ne-au cerut să îi ajutăm cu informații despre locațiile în care pot primi consiliere psihologică gratuită. Vestea bună este că în ultimii ani Guvernul României a făcut eforturi considerabile și a reușit alocarea de bugete mai mari atât pentru sănătate cât și pentru educație, lucru pentru care îi mulțumesc domnului prim-ministru Marcel Ciolacu. Astfel, la Ministerul Sănătății, colegul meu, domnul ministru Alexandru Rafil, a făcut deja pași concreți pentru deschiderea primelor centre pentru tratarea adicțiilor, iar la nivelul sistemului de învățământ au crescut considerabil numărul consilierilor școlari și a psihologilor din unitățile de învățământ, a menționat ministrul Natalia Intotero.